aduc pacea, că este mare nevoie de ea și o reconciliere internațională. Dar să nu uitați, dragii mei, că războaiele, ciuma sau molima, neînțelegerile în familie, toate acestea nu sunt decât începutul durerilor. Și pe fondul acestor lucruri, Evanghelia este propovăduită în toată lumea și atunci spunea Domnul în Matei 24, va veni sfârșitul. Atunci când se va restabili o pace și oamenii vor trăi ca în vremea lui Noe, vor mânca, vor bea, se vor mărita, se vor căsători, dar vor trăi și într-o depărtare de Dumnezeu. Ei bine, prin surprindere, atunci va veni Domnul și își va lua biserica. Așa ne spune Biblia. De aceea, îndemnul meu este: vegheați când vedeți ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vegheați! Domnul Iisus este chiar la uși, după propria Amin. lui declarație. Domnul vine și nu va zăbovi. Haideți să ne rugăm pentru Ucraina, pentru Rusia, pentru întreaga Europa, pentru întreaga lume, să instaureze Domnul pace, să nu fim Amin. nedrepți. Nu e vinovat poporul în sine, poporul rus în sine. După cum spunea poetul unei cântări, vis-a-vis de osânda atribuită Domnului Iisus Hristos și răstignirea în sine a Domnului Iisus, nu-i doar Iuda singur vinovat, marii preoți sau Pilat, cei ce au hotărât răstignirea lui și judecata lui, ci eu și tu și noi toți. De aceea să ne rugăm, dragii mei, pentru întreaga lume și Amin. Domnul să instaureze în îndurare pace, să Amin. legerăm și să aducă o înviorare sufletească, să aducă pe oameni aproape de El, de Dumnezeu, să ierte de păcate și să-i mântuiască. Ne rugăm împreună. Amin.